Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem în viață, că suntem în locul acesta și cei care sunt în casa Domnului încă pot să-L laude pe Dumnezeu. Putem să-L lăudăm și în altă parte, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că putem să-L lăudăm și în locul acesta. În general, mi-a fost foarte greu în viață să ignor realitățile sau conjunctura. Și nici nu m-am străduit să o ignor. Și voi pleca de la următoarea realitate. Mâine, dacă mă aduc bine aminte, în cele mai multe biserici, oamenii vor sta împreună la masa Domnului. Poate că la fel va fi și în biserica dumneavoastră. Și când ne gândim la masa Domnului, există un cuvânt care ne vine în minte. Fiecare să-L cerceteze pe celălalt. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce, respectiv să bea. Și chiar aș vrea să fac aici o corecție. Eu, lucrând puțin în lumea evanghelică, mi-am dat seama că în unele zone din țară așa citeau frații Scriptura, în felul lor, fiecare să se cerceteze și să se abțină. Și atunci omul se cerceta și dacă găsea că a avut o discuție cu soția sau nu s-a împăcat cu soția, cu soțul, cea mai ușoară decizie era, mâine nu voi participa. Și în loc să rezolve problema cu celălalt, să poată sta la masa Domnului, considera chiar o jertfă, un sacrificiu, că eu mă abțin. Și Mirela m-a tras atenția că Domnul spune fiecare să se cerceteze și să participe. Aceasta înseamnă să îmi rezolv problema ca să pot participa, ca nu cumva din pricina lipsei de cercetare, nu puțin să sufere, să doarmă și așa mai departe. Acum în seara aceasta mă consider de-a dreptul privilegiat deoarece vorbesc unor profesori. Toți sunteți profesori în locul acesta. Chiar dacă nu mă credeți, acesta este adevărul. Știți de unde mi-am dat seama? Că toți dați note. Toți dați note. Dați note pe stradă, dați note în biserică, dați note guvernului, dați note predicatorilor, dați note coriștilor. Nu există oameni care să apară în fața noastră și noi să nu le dăm note, așa-i? Te uiți la cineva cum este îmbrăcat, cum vorbește, cum mănâncă, cum se încalță, cum se descalță, cum urcă în mașină, cum se dă jos din mașină și la fiecare îi dai notă. Unii au note de trecere, alții mai trebuie să învețe. Așa că dacă tot v-ați obișnuit să fiți profesori, am rugăminte. Dați-vă o notă dumneavoastră. Luați puțin timp în seara aceasta și dați-vă o notă. Dacă mă întrebați în ce domeniu, eu aș zice să vă dați o notă în domeniul în care vă considerați cei mai buni. Gândiți-vă care este domeniul unde stați cel mai bine în viață și dați-vă o notă. Și apoi, dacă toți suntem în jurul cuvântului, în dreptul familiei, am o rugăminte. Dă-ți o notă și ca familist. Eu nu vreau să-ți dau notă, nu vreau nici alții să-ți dea notă, deși noi oricum ne notăm unii pe alții. Gândește-te în seara aceasta, nu știu, ca prieten, logodnic, logodnică, soție, soț, bunic, părinte, copil și dă-ți o notă. Tu-ți cunoști bine viața, pentru că atunci când este vorba de cercetare, de fapt noi asta facem, le dăm note. Și vreau să vă spun un lucru. Când e vorba de apropierea de Dumnezeu, să nu cădem în greșeala să ne cercetăm doar trecutul. Noi de obicei ne gândim la trecut vis-a-vis de fapte și de atitudini. Ce atitudine am avut sau nu am avut, ce am făcut și ce nu am făcut. Eu mereu atrag atenția că noi trebuie să ne cercetăm și viitorul. Și unii veți spune, frate Iuga, cum să-mi cercetez viitorul? Ascultă-mă bine, viitorul este în tine. Gândurile tale, planurile tale sunt viitor. Câteodată mi este ușor să mă duc, să mă apropiu de masa Domnului, verific trecutul, ies destul de bine, dar eu știu ce planuri am pentru viitor, care nu sunt în voia lui Dumnezeu. Eu cred că atunci când apostolul spunea fiecare să se cerceteze, se referea la absolut fiecare domeniu din viață, nu doar trecut, ci și viitor. Pentru că prezentul este o fracțiune de secundă.
trecut și viitor. Să mă întreb ce gânduri sunt în mine, ce plan am în mine. Și dacă în seara aceasta am spus să vă dați note pentru trecut, aș vrea să vă dați note și la planurile de viitor. Ce plan ai de acum înainte ca soție? Ce planuri ai ca soț? Ca bunic, ca bunică? Copil, părinte? Pentru că și în domeniul acesta, gândurile noastre ar trebui să fie mereu în Hristos și în Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, fratele a citit un pasaj și la un moment dat mă gândeam la pasajul acesta, cum merge apostolul de la general la particular. În vremurile din urmă, oamenii vor fi. Și vorbim de marea masă de oameni. Și apoi spune, tu însă. Într-o societate în care oamenii vor fi și primesc o notă atât de mică, nici măcar o notă de trecere, tu însă, pentru că ai urmărit de aproape învățătura, purtarea, modelul, suferințele, felul în care m-a raportat, tu însă care cunoști Cuvântul lui Dumnezeu, să te ții de Scriptura care este insuflată și de folos. Și acum Scriptura spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, cine este acest om al lui Dumnezeu? Doar cel necăsătorit? Și cel căsătorit? Doar bărbații? Toți, frate, toți, așa. Toți ca oameni al lui Dumnezeu să fim destoinici pentru acea lucrare bună pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Am o întrebare acum din curiozitate. Câți v-ați dat nota 10? Mâna sus. Da, bine. Câți dintre dumneavoastră v-ați dat o notă și în domeniul familiei? Mâna sus. V-ați gândit și la domeniul familiei? Ați luat notă de trecere. Să vă spun ceva liniștitor pentru bărbați. Statistic se spune următorul lucru. Că femeile, soțiile, notează relația de familie cam cu 2-3 puncte mai puțin. Deci dacă tu ca soț ți-ai dat 9, ai mari șanse ca soția să fie 6. Dacă ți-ai dat 8, sunt mari șanse soția să fi pus 5. Ele sunt puțin mai exigente, cel puțin în dreptul nostru. Vă spuneam în prima seară că am avut o frământare. O frământare la finalul anului trecut. Mă gândeam, dacă vom intra în anul acesta, cum se va nota anul 2010? Că ne-am obișnuit cu 0-1, 0-2, 0-6, 0-9 și era așa oarecum frământarea mea, oare 2010 se va nota 2010 sau va fi doar 10? Și în frământarea aceasta, la un moment dat, m-am gândit ce ar fi ca anul 2010 să îl trăim de nota 10. Să-l trăim de nota 10. Am avut o frământare destul de lungă și să vă spun de ce. Pe de o parte, am văzut lumea în care trăim, cum se mulțumește cu mediocritatea. Știți care este vorba ardeleanului? Mere și așa. Se poate și așa. Și vreau să vă spun că în lumea creștină, limita aceasta de jos se vede și la tineri și la bătrâni. Din nou, nu în Ardeal, dar în alte părți. Dacă mă duc la o conferință de tineret, mai devreme sau mai târziu apare următoarea întrebare. Indiferent care sunt vorbele folosite. Frate, cam cât de departe mă pot duce și să nu pierd binecuvântarea lui Dumnezeu? Cam asta este, cât de departe putem pune garduri? Văzând felul în care se pune întrebarea, răspund și eu în mintea respectivilor. Mâna lui Dumnezeu este atât de lungă că te poate ține și în mocirlă. Dacă așa înțelegi relația cu Dumnezeu. Numai că vreau să vă descriu relația soț-soție. Ce ați zice despre un bărbat care se gândească în felul următor? Oare cât de mult mă iubește soția mea? Dacă îi dau o palmă, divorțează de mine? Nu, că mă iubește suficient de mult. Poc. Ce ați zice despre o nevastă care se gândește, oare soțul meu cât de mult mă iubește? Cât de mult ține la mine? Dacă eu
îl fac de rușine în public. Divorțează de mine. Cred că nu. Păi atunci hai să-l fac de rușine în public. Vedeți, când pui problema așa, imediat ai spune, omule, tu nu știi ce-i viața de familie. Viața de familie nu înseamnă unde-i limita divorțului, ci viața de familie este unitate și o creștere în unitate, o creștere în iubire, în respect pentru celălalt. Vedeți, la fel stau lucrurile în relația cu Iisus Hristos. Eu cred că un om născut din nou nu trebuie să-și pună problema cât de mult trebuie să păcătuiesc ca Dumnezeu să mă abandoneze. Cine gândește așa nu înțelege relația cu Iisus Hristos. Eu cred că gândirea unui om care îl cunoaște pe Dumnezeu trebuie să fie următoarea. Doamne, cât de aproape pot să fiu de Tine? Pot să fiu mai aproape de Tine? Pot să Te cunosc mai mult? Pot să trăiesc mai sfânt? Pot să trăiesc mai curat? Pot să-Ți fac mai multă bucurie? Dar mă uit în lumea creștină și uneori cu durere constat, v-am spus în rândul tinerilor, întrebarea aceasta. Cât de departe mă pot duce și totuși să nu pierd binecuvântările lui Dumnezeu? Credeți că bătrânii sunt un pic mai pocăiți la capitolul acesta? Știți de multe ori care este întrebarea noastră? Frate, acum asta e cădere din har? Pentru asta mi-am pierdut mântuirea? Eu spun că exact ca tinerii suntem și noi. Noi, în loc să spunem, vrem să ne apropiem mai mult, să-L cunoaștem mai mult, întrebarea este, frate, dacă am făcut asta, m-a lepădat Domnul? Nu te-a lepădat Domnul. Dar poate s-a întristat Domnul. Sau poate Domnul, care aștepta ca de mult să fim la un anumit nivel, se uită cu durere la noi și vede că suntem tot la nivelul acela de începători. Și știți că Apostolul Pavel spunea cu durere, fraților, voi care de mult trebuia să fiți învățători, încă sunteți tot la grădiniță. Și poate vă supărați pe mine, dar când m-am uitat la voi, am vrut să vă pregătesc o hrană tare, m-am uitat la voi și am ajuns la concluzia Pavelului. Dacă vrei să nu se nece, pregătește biberonul, lingurița și le dai din nou lapte, pentru că altfel îi nenorocești cu hrana tare. S-a instalat o mentalitate a mediocrității. E bine oricum, e bine și așa. Dacă vine dirijorul și le cere mai mult coriștilor, spune, frate, uite care e problema, nu-ți convine cum suntem, nu mai venim deloc. În loc să spunem aici, noi spunem, e bine și aici, e bine oricum, e bine oricât. Eu am avut un coleg, nu cred că un coleg de an, dar un coleg de cameră la liceu, i-am descoperit odată, nu vă spun cu câți ani în urmă, o rugăciune pe caietul lui. Știți care era rugăciunea? Adă, Doamne, 5-5-5. Asta era rugăciunea lui, nivelul lui. Dar mă îngrozesc când de multe ori pot să stau de vorbă cu tine creștini și zic, cum stați? Frate, ce să trecem, las, că nu sunt importante. Nimic nu e important în afară de distracție, tot să trecem, să trecem. Dacă n-aș avea încredere în Domnul și m-aș gândi la unii care mâine ne vor fi medici și altceva, aș încărunți mai repede. O stare în societate, o stare care se poate instala ușor și în mentalitatea creștinului. Acum vreau să vă spun un lucru. Mentalitatea aceasta ne poate afecta și ca familiști. Ne propunem să intrăm în viața de familie, intrăm în viața de familie, suntem soți și soții, dar de prea puține ori ne întrebăm de ce notă. Adică îmi propun să fiu soț, îmi propun să fiu tată. De ce notă? De nota 5? De nota 7? Că până la urmă este soț de nota 2, de nota 3, tot soț este. De nota 4 și de nota 10. Este soție de nota 7 și soție de nota 9. Depinde ce ne propunem. Era o frământare în mine, spuneam, datorită conjuncturii în care trăim, mentalității, și într-un fel nu mă mir că ascultați ce spune ultimul verset pe care l-a citit fratele, având doar o formă, adică ceva așa superficial, o formă de evlavie, fără să guști evlavia adevărată, fără să te duci ca Apostolul Pavel care spunea să-L cunosc pe El și dacă este vorba de dragostea Lui, să cunosc înălțimea, lățimea, adâncimea, adică să pătrund atât de mult în cunoașterea Lui Dumnezeu, să mă fac una cu El, să devin asemenea cu El, ca să pot dincolo să fiu cu El, acolo unde trebuie. Dar interesant, un lucru nu s-a schimbat.
În timp ce investițiile noastre vrem să fie mici de tot, când e vorba de binecuvântări, așa la modul sincer, de ce notă doriți să fie binecuvântările? E o întrebare retorică, nu? Adică eu fac investiție de nota 2, de nota, nu contează cât, dar Domnul întotdeauna să mă binecuvinteze de nota 10, pentru că El este și El poate. Și în frământările acestea atunci mă gândeam dacă să-mi propun a fi de nota 10 sau nu, pentru că am știut că nu este neapărat un lucru ușor. Chiar la un moment dat în discuția cu un coleg am zis, știi ce mă frământ, dacă de nota 10 sau de media 10? Că zic, nota 10 înseamnă 10 pe linie. Atâta matematică pricep și eu. Dar zic, la media 10, așa parcă mai poți prinde și un 9, că profesor ar fi obligat să-ți rotunjească să fie... Și atunci m-am liniștit și am spus, dar nu mă iau eu după gânduri de 2010, nota 10, astea pot fi foarte firești. Ia să mă duc eu pe mâna Domnului. La care Domnul Iisus Hristos mi-a făcut o mare bucurie, a spus, Viorele, nu te mai frământa cu chestia asta cu nota 10. Ascultă-mă pe mine. Voi, copiii mei, fiți, dar, cum? Desăvârșiți. Așa cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Când am auzit cuvântul acesta, am spus, Doamne Iisuse, de nota 10 nu se poate? Așa de ușor mi se pare de nota 10 vis-a-vis de desăvârșire. Vedeți, deseori uităm astfel de cuvinte din Scriptură și suntem mulțumiți că suntem mai buni decât, mai tari decât, mai activi decât, uitând că, dacă totuși vrem să ne comparăm, există un standard pe care ne l-a adus Domnul Iisus Hristos. Așa că după masa aceasta vă propun un lucru simplu, să fim familiști de nota 10. Soți de nota 10, soții de nota 10. Câți părinți doriți copii de nota 10? Mâna sus. Uite ce ușor vă prind. Câți copii vă doriți părinți de nota 10? Toți copiii ridică mână. Soțiile, cam cum ar fi viața cu un bărbat de nota 10? Ce frate Iuga, exact așa cum este acum. Noi avem bărbați de nota 10. Slavă Domnului! Da? Mă gândeam la lucrul acesta... Să ne propunem să fim de nota 10, pentru că, vedeți, este bine să nu-ți propui lucruri irealiste, este bine să nu-ți propui lucruri prea mari pe care nu le poți atinge, pentru că atunci poți experimenta o mare dezamăgire. Eu cred că fericirea unui om, dacă excludem factorul divin, fericirea unui om este determinată de diferența între propuneri și realizări. Dacă eu îmi propun să câștig astăzi 100 de lei și câștig 102 lei, cum credeți că o să fiu? Fericit. Fratele își propune să câștige 10.000 de euro și câștigă 9.000 de euro. Cum o să fie? Mai trist, neîmplinit. Deși între 100 de lei și 9.000 de euro, cred că este un pic de diferență. Dar dânsul și-a propus, n-a atins, eu mi-am propus și am depășit. Și deseori mă gândesc să nu ne propunem prea mult ca să vină dezamăgirea. Și atunci mă gândeam că probabil ar trebui să mă întreb pe mine, eu îmi doresc o relație de nota 10, eu îmi doresc o familie de nota 10, sigur îmi doresc soție de nota 10, sigur îmi doresc binecuvântări de nota 10, mă întreb dacă să-mi doresc eu să fiu de nota 10. Și atunci spune, Viorel, dacă vrei să fii cinstit, din moment de ce aștepți peste tot de nota 10. Ai așteptat să fii tratat de nota 10, să fii respectat de nota 10. Ai așteptat atâtea lucruri de la alții, și de la oameni, și de la frați, și de la Dumnezeu de nota 10. De ce nu ești cinstit? Fii și tu de nota 10. Așteptările tale să se vadă și vis-a-vis de tine. Poate că ne gândim la așteptările noastre, la așteptările altora, uneori probabil am fi gata să renunțăm, să spunem, nu sunt de 10, nu trebuie decât de 9. Dar vreau să vă aduc aminte că nu noi suntem stăpânii noștri. Și când ne întoarcem la Cel care ne-a creat, Cel care ne-a binecuvântat, Cel care a întemeiat familia, El nu negociază standardul. În Scriptură când te uiți la așteptările lui Dumnezeu,
El are așteptări superioare. Să fim în fapte bune. Cum să fim? Cei din tâi. Foarte interesant. Noi, cei mântuiți, să fim cei din tâi în fapte bune. De aceea dați-vă și voi, ce? Toate silințele. Vedeți, când este vorba de așteptările lui Dumnezeu, și mi se pare normal, pentru că Dumnezeu când s-a apropiat de noi, a venit cu o dragoste de nota 10, folosind limbajul acesta, El investește în noi numai lucruri bune, și pentru că investiția Lui este de nota 10. Mi se pare absolut normal să aștepte rezultate de nota 10. Știți care era una din durerile lui Dumnezeu în Vechiul Testament? El discută cu profetul și spune poporului următorul lucru. Am cumpărat un teren și l-am pregătit de nota 10. M-am dus să aleg butucul de vie. Și ce vie am ales? Cea mai bună, de nota 10. Când am plantat-o, am plantat-o exact cum trebuie. Am îngrijit-o de nota 10. I-am făcut gard. Tot ce am făcut a fost de nota 10. Și acum așteptam struguri. De ce notă? De 10. Și via a făcut struguri. De ce notă? Amari. Acri. Nici măcar notă de trecere. Și era întrebarea lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat aici? Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Eu din partea mea am făcut totul de nota 10, de ce via n-a răspuns pe măsura investițiilor mele? Acum nu cred că există bărbat sau soție aici care să spună investiția lui Dumnezeu în mine n-a fost de nota 10. De aceea nu cred că avem dreptul să spunem noi nu vrem să ne asumăm responsabilitatea aceasta. Eu cred că Dumnezeu ca stăpân și cuvântul lui Dumnezeu ne obligă să ne propunem astfel de lucruri. Întrebarea este posibil să fii familist de nota 10? Chiar este posibil să fii soț, soție de nota 10? Răspunsul meu este pozitiv în anumite condiții. Și spun, poți fi un familist de nota 10 dacă definești corect ce înseamnă familist de nota 10. Și acum vreau să vă pun o întrebare. Când vorbim de sistemul de notare în școală, nota 10 este aceeași pentru fiecare copil? A fi copil de nota 10 înseamnă ca toți copiii să fie la fel? Spuneți-mi, ce înseamnă nota 10 în clasa 1? Liniuțe, cârliguțe, mama. Și apoi Ana are pere. Sau știu ce-o fi în abecedar. Asta înseamnă în clasa 1 de nota 10. În următoarea clasă înseamnă ceva mai mult. În clasa 4 de nota 10 înseamnă mai mult. În clasa 8 înseamnă mai mult. La liceu înseamnă mai mult. La facultate înseamnă mai mult. La doctorat înseamnă un pic mai mult. Vedeți, și aici noi trebuie să fim cinstiți. Creștin de nota 10, soț de nota 10, soție de nota 10, nu înseamnă să fii la fel. Pentru că sunt soți care sunt începători în relația de familie. Ei în relația de familie, chiar dacă sună neplăcut, sunt la grădiniță, fac primii pași. Sunt soți care au 10 ani de căsnicie, sunt soți care au 20 de ani de căsnicie, sunt soți care mulțumesc lui Dumnezeu pentru 50 de ani de căsnicie. Mi se pare absolut normal să fie mare diferență între un soț care are 50 de ani de căsnicie și un soț care are 5 luni de căsnicie. Dar diferența nu în sensul că cel cu 50 de ani a banalizat tot, a abandonat tot, ci el are o altă maturitate, are un alt vocabular, un alt mod de exprimare a iubirii, un alt mod de a-și arăta răbdarea, un alt mod de a lăsa pe Duhul Sfânt să lucreze în viața lui în relația de familie. Așa că dacă noi confundăm desăvârșirea cu nota 10 și spunem de nota 10 înseamnă bărbat desăvârșit, desăvârșiți vom fi când îl vom vedea față în față. Dar dacă spun de nota 10 înseamnă să fiu la nivelul maxim pe care Dumnezeu mi-l dă acum. Sistemul nostru nu ne ajută, nu ne poate ajuta, dar înaintea lui Dumnezeu există un sistem care funcționează.
Vedeți, copiii noștri merg la școală și eu cred că se uită învățătoarea la copil și spune: copilul acesta foarte greu poate ajunge de nota 10. Poate că n-aș exagera dacă spune, sunt copii care nivelul lor maxim este nota 8. Nu pot mai mult. Așa a hotărât Dumnezeu. Acum întrebarea mea este, dacă un copil are nivelul de 8 și își face tema doar la nivelul lui de 8, cu cât îl notează învățătoarea? Cu 8, că nu poate mai mult. Dar nu-i cinstită, nu? Că ea spune, asta e. Dar întrebarea mea este, când Dumnezeu se uită la un copil de nota 8, care face o lucrare de nota 8, cât îi dă? 10. Pentru că el a făcut tot ce a putut să facă și a atins nivelul maxim. Dar dacă un soț care are potențialul de 10 lucrează de 7, cât îi dă Domnul? S-ar putea să fim surprinși că îi dă mai puțin decât. Pentru că el nu folosește măsura de har dumnezeiesc așezată în el. Luând harul lui Dumnezeu pe care l-a așezat în noi și nivelul nostru de maturitate în credințe de umblare cu Domnul, aici se stabilește nota. De aceea, eu cred că poți fi soție și soț de nota 10, poți fi copil de nota 10, poți fi bunic de nota 10, dar nu prin comparație cu alții. Ci doar să te uiți în ochii lui Dumnezeu și să spui, Doamne, mi-ai dat 10 talanți, am adus cu ei alți 10 talanți, nu mă interesează ce au făcut ceilalți. Eu atât mi-ai dat, atât am putut, Domnul spune, nota 10, felicitări, ai făcut tot ce trebuia să faci. Vine următorul, spune, Doamne, mi-ai dat atât, am adus atât, Domnul spune, nota 10. Apropo, dacă tot ne este frică de note, să știți că Dumnezeu ne notează. Deci Dumnezeu chiar ne notează. Însă El are un alt sistem de notare, dar ne notează. Și calificativul final este bine, rob bun și credincios sau rob viclean și leneș. Deci Dumnezeu oricum ne notează. Ne notează ca familie, ne notează ca biserică, ne notează ca individ și o să vedem lucrul acesta. Deci cred că putem să fim, că altfel ne-am speriat și am spune, frate Iuga, unde vezi dumneata bărbat de nota 10? Eu cred că un bărbat de nota 10 este bărbatul care la 2 luni de căsnicie trăiește la nivelul unuia de 2 luni de căsnicie. Eu cred că un creștin trăiește de nota 10 dacă la 2 luni în umblarea cu Domnul aplică ceea ce poate la 2 luni. Dar cred că un creștin de nota 10 este cel care după 50 de ani de umblare cu Domnul sau în căsnicie trăiește la nivelul respectiv. Nu mai sus, dar nici mai jos. Deci este posibil, dacă definim corect ce înseamnă să fii de nota 10, nu prin comparație cu alții, nu după standardele altora, ci după harul pe care Dumnezeu l-a pus în mine. Asta spune Apostolul Pavel, fraților, după harul care v-a fost dat. Fiecare din voi, nu vă comparați cu nimeni, după harul care ți-a fost dat. Și dacă cineva spune, frate Iuga, eu înainte de căsătorie n-am participat la cursuri, n-am citit cărți, nu pentru că n-am vrut, pentru că n-am putut, mama nu m-a învățat, tata nu m-a învățat, eu atât am știut să fac mămăligă înainte de căsătorie. Eu spun, foarte bine, fă mămăligă de nota 10. Dacă atât ai știut și n-ai știut mai mult, nu ți s-a spus mai mult, n-ai avut ocazia, cât știi, aplică cum poți mai bine. Dar dacă s-a investit în tine, dacă te-a învățat tata, mama, biserica, că și bisericile sunt diferite, familiile sunt diferite, dacă au investit atât de mult în tine, nu poți să te compari cu cineva și spui, da, păi ăla, față de ăla am nota 20. Nu. În economia lui Dumnezeu lucrurile stau diferit. Unii care aveau mult, puneau acolo, o văduvă pune și Domnul dă note. Ce notă au primit cei care au pus mult? Slăbuți, așa-i? Ce-a primit văduva? Nota 10. Pentru că Dumnezeu știe să se uite în funcție de ceea ce avem, ceea ce ne-a dăruit și cum dăruim și cât dăruim de acolo. Foarte important să știm ce înseamnă de nota 10. După harul lui Dumnezeu primit astăzi, pentru acum,
după harul lui Dumnezeu primit până acum, eu investesc la potențialul maxim, îmi dau toate silințele în măsura harului lui Dumnezeu prezent. Un alt lucru foarte important, pot fi un familist de nota 10 dacă sunt dispus să muncesc. Fraților, trebuie să spun un lucru neplăcut. Noi ne pricepem la muncă când este vorba de multe lucruri. Dar când este vorba de casele noastre, am aștepta pară mălăiață. Am vrut să spun să se deschide ferestre în cer. Am zis mai bine. Oare câți soți, câte soții își propun să intre în viața de familie și să muncească pentru o relație bună? Și să știți că foarte puțin. Nu știu dacă nu cumva și noi predicatorii suntem de vină, că mereu vorbim despre harul lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu, spunem jumătate de adevăr și nu spunem adevărul întreg. Însă Solomon spune un cuvânt foarte înțelept. Când mâinile sunt leneșe, ce se întâmplă? Se lasă grinda. Când mâinile sunt leneșe, după un timp grinda se lasă. Aseară se citea următorul text. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba ce? Lucrează. Vedeți, Solomon nu vine să spună, tu stai liniștit că Domnul va lucra. Tu citește ziar, uită-te la televizor, plimbă-te, că Domnul va lucra să devii un soț bun. Un soț de nota 10. Solomon spune, știu că lucrați. Și niciodată nu vă spun să nu lucrați. El, dimpotrivă, când s-a uitat la niște bărbați, le-a dat un sfat. Du-te la furnică, că trebuie să-ți predea o lecție. Dar, vedeți, unii sunt în extremă, numai Domnul. Domnul și ei nimic. Asta este teologia leneșului. Arunc tot în seama Domnului că eu sunt leneș și nu-mi place să fac. Alții spun, frate, ce Domnul, lasă pe mine. Eu fac, eu dreg, eu... Și Solomon spune, omule, nu se poate, este un parteneriat. Dumnezeu face partea lui, tu îți faci partea ta. Când intri în viața de familie, dacă îți propui să fii de nota 10, din capul locului trebuie să te gândești la muncă. Adică, trebuie să studiezi Scriptura, probabil, nu? Trebuie să învăț de la alții. Trebuie să mă rog, trebuie să depind de Dumnezeu. Trebuie să discut cu alții. Îmi propun să ajung la un anume nivel. Foarte interesant pentru noi, pentru părinți, să știți. Noi suntem o categorie curioasă. Câți dintre dumneavoastră, spre exemplu, ați plătit ca să învețe copiii dumneavoastră o limbă străină? Sunteți pe aici? Felicitări, Domnul să o binecuvinteze. Câți i-ați plătit pe copii sau pe bunici sau niște profesori să învețe pe copii limba cerului? Pentru că vă spun ce se întâmplă, mă întâlnesc la 22 de ani cu copiii dumneavoastră și eu le spun să se căsătorească, cum ați auzit, prin călăuzire divină și ei vin la 22, 27 ani și dar frate Iuga, cum înțeleg eu voia Domnului? Păi zic, cum? Da, zice, eu cum înțeleg voia Domnului? Păi zic, comunică cu Dumnezeu. Deci nu le prea am cu astea. El știe engleză, franceză, italiană, spaniolă, limba cerului nu prea știe. Poate că ar trebui unii să plătim și meditații când e vorba de limba cerului. Să nu începem de la 28 de ani, mama, tata, că de uneori așa se începe. Suntem gata să investim în multe domenii, dar când e vorba de spiritualitate și când e vorba de căsnicie, investim puțin. Și eu le spun fetelor să se uite bine la băieți și la capitolul acesta al hărniciei și material și spiritual. Că asta zic eu, dacă prinzi un băiat harnic precum tata albinelor, s-ar putea să ai o viață foarte frumoasă. Adică mă uit la celălalt, îi place munca. Munca nu înseamnă numai roabă sau numai calculator. Este dispus să investească într-o relație. Că mă uit la unii tineri, azi intrăm într-o relație, peste 3 săptămâni nici mai știe cum îl cheam pe băiatul. Zice, frate, n-a funcționat.
Nu suntem potriviți. Păi așa la nimeni nu funcționează. Mai ales când diavolul luptă împotriva. Nu suntem obișnuiți să spunem pentru o relație bună muncim. O, pentru nota 10 la facultate. Discutam zilele trecute cu fata unui coleg de-al nostru în lucrare. A fost și el cu familia la o întâlnire cu noi și printre altele am întrebat-o: ai prieteni? N-am, frate. Bă, zic, la vârsta ta e grav de tot. Așa mai... Vă dați seama, să ajungi la 20 de ani, să n-ai prieteni, când altele la 14 ani au schimbat nu știu câți, nici nu mai știe cum i-a schimbat. Și la un moment dat zic, auzi, spune-mi, dacă ai avea un prieten la vârsta asta, cât timp i-ai putea oferi? Că eu știam ce face fata. Ea studentă la medicină, vrea tot de nota 10. Frate zice că n-aș prea avea timp pentru el. Păi zic, cum? Zice, frate, eu investesc foarte mult în pregătirea mea academică. Deci înțeleg că unii care vor să fie de nota 10 la facultate spune, frate, asta îmi cere timp, îmi cere muncă. Încă n-am inventat sistemul să pun cartea sub cap și dimineața mă trezesc și sunt de nota 10. Foarte interesant că ne căsătorim, vrem familii de nota 10, dar nu suntem dispuși să investim. Frate, ce nevasta mea e altfel decât altele. Păi zic, felicitări, de asta te-ai însurat cu ea. Că dacă era la fel ca altele, nu o luai. Întotdeauna ai vrut ceva deosebit. Este deosebită. Adică nu prea înțeleg. Fă-ți timp să înveți limba. Limbajul. Fă-ți timp să o cunoști mai mult pe ea. Să investești mai mult. A, frate, eu n-am timp pentru asta. Nota 10 înseamnă investiție. Și vreau să vă aduc aminte, Biblia este pentru muncă. Amin? Muncă în toate domeniile. Unii când auzim de asta spune, frate, mai bine ar fi de nota 7 și dorm mai mult. Ar fi mai bine dacă ți-ar permite stăpânul. O variantă, vă spun eu care este. Recent discutam cu cineva despre zeciuială. Și știți că sunt păreri împărțite, eu nu o să intru în capitolul acesta. Vă spun că în Noul Testament, de fapt, unul singur vorbește despre zeciuială. Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă are importanța asta sau nu. Pentru dumneavoastră. Dar întrebam așa, pe de o parte, ce este zeciuiala? Apropo, spuneți pentru un premiu, ce este zeciuiala? Dar ce este zeciuiala? Spuneți-mi altfel. Nu, nu, dărnicia este cu totul altceva, mă scuzați. Dărnicia e una, zeciuiala alta. A zecea parte? Îmi pare rău că ați pierdut premiul. Zeciuiala nu este a zecea parte. Știți ce este zeciuiala? Dumnezeu spune așa evreului, te duci și culegi merele din livadă. A zecea parte, știți ce poate însemna? Mă duc și culeg merele din livadă, așez merele în fața mea, aleg cele mai urite și cele mai rele mere și le dau Domnului 10%. E zeciuială? Păi ce ați omis? Zeciuiala înseamnă a zecea parte de nota 10. Așa, soră, cei mai buni, deci pun cartofii jos, aleg cei mai frumoși cartofi din cartofi și a zecea parte, cea mai frumoasă, o dau Domnului. Aleg cel mai frumos miel, cel mai frumos porumbel, cel mai. Aceea este zeciuiala. Și unii spuneau, frate, dumneata știi ce greu e să dai zeciuială? Zic, da, dacă ai bani mulți, e foarte greu. Dacă e sărac, zic, nu e greu niciodată. Dar dacă ai bani mulți, zic că e greu. Păi ce, frate, cum să fac? Zic, eu spun o variantă simplă. Tu fă-ți o socoată bine și spui așa, într-o rugăciune, Doamne Iisuse, eu nu pot, crede-mă, nu pot să dau zeciuială din 10.000 de euro lunar. Pentru mine e prea mult. Dar eu știu că tu nu-ți schimbi cuvântul. Prin urmare, am o rugăminte. Dăm numai 5 euro pe lună, că de acolo pot să-ți dau zeciuială. S-a uitat așa la mine, zic, este o variantă foarte simplă. Tu uite-te cam la cât ai putea da zeciuiala și cere Domnului, dacă tu nu vrei să urci acolo, cere Domnului să coboare el, unde poți tu. Vedeți, ca soț, ca soție, dacă spui, frate, eu nu vreau să investesc atât de mult să fiu de nota 10, ai o variantă, cere Domnului minte mai puțină. Spui, Doamne, eu nu pot, mi-ai dat atâta minte, mi-ai dat atâta înțelepciune, mi-ai dat atâtea daruri. Eu la nivelul meu chiar trebuie să fac ceva pentru nota 10. Am o rugăminte, nu pot să cobor toate acestea un pic mai jos, să-mi fie mai ușor de nota 10? Eu în locul tău n-aș face rugăciune.
Că sună cam interesant, știți? Ca și cel care, la un moment dat, când se discuta despre băutură, un frate, că unul a spus, frate, eu nu prea am libertatea, dar zice, scrie acolo, că din pricina... Și un frate în grupă zice, fraților, hai să ne rugăm. Doamne, dă-i la fratele boala de stomac al lui Timotei să aibă și libertatea. I-a fost greu să zică amin. Deci, vedeți, cum privim noi lucrurile una și cum le privește Dumnezeu este alta. Noi, ca părinți, avem un mod de a pune problema. Noi avem copii, pe toți îi iubim, dar copiii noștri sunt diferiți, așa-i? Și de la un copil aștepți mai mult, de la altul mai puțin. De ce? Că te uiți la el și spui, băi, copile, ție Domnul ți-a dat. Ție, în domeniul acesta, ți-a dat mai mult ca lui frate tău. Prin urmare, tu nu trebuie să te compari cu frate tău. Dacă tu ai talent muzical, tu ești aici. Frate tău le are cu matematica, celălalt cu chimia, dar în domeniul acesta aștept de la tine mai mult pentru că Dumnezeu a investit mai mult și cu ei se dă mult, îi se cere mult. A fi familist de nota 10 este posibil. Dacă definesc corect ce înseamnă de nota 10, harul lui Dumnezeu turnat în mine, nu în alții, la momentul actual, puțin sau mult, dar să folosesc harul lui Dumnezeu și să fiu gata să investesc cât este nevoie. Eu nu știu cât este nevoie. Dar cât este nevoie, trebuie să investesc. Nu pot să spun că în timp ce investim, n-ar trebui să uităm de ajutorul lui Dumnezeu. Noi investim în puterea Lui. Noi investim în înțelepciunea Lui. Noi investim în bunătatea Lui care se revarsă în noi. Și mereu în viața noastră trebuie să lucreze Dumnezeu și noi să ne facem partea, pentru că Dumnezeu și-o face întotdeauna. Dacă tot am vorbit așa de meditații și de... N-ar fi bine să luăm și meditații. Dacă într-un domeniu nu ne descurcăm, nu trebuie să ne sperie. Vedeți, nu-i rușinos. Nu-i rușinos să iei meditații. Depinde de la cine le iei. Eu mă uit cu bucurie în Scriptură că sunt o grămadă de bărbați și femei care sunt gata să dea meditații. Gratis. Și am încă o siguranță. Eu sunt sigur că în fiecare biserică sunt frați și surori gata să dea meditații gratis. Amin? Spuneți-mi, soră, care nu v-ați face timp? Poate nu acum, dar programat. Dacă ar veni o nevastă tânără la dumneavoastră să spună, soră, te văd o femeie cu teamă de Dumnezeu. Ai anumiți ani de căsnicie, ai o reputație bună în biserică, cel puțin așa vedem noi, imaginea este de nota 10, nouă ne place ce vedem. Am o rugăminte, îți faci timp jumătate de oră să-mi spui și mie, care sunt începătoare în ale căsniciei, cum să mă port ca soție de nota 10? V-ați face timp? Cum să nu? E sigur, întâi ne-am cercetat, ne-am mai verificat, ne-am mai... Sunt sigur că pe undeva, cel puțin noi bărbați, dacă cineva ne-ar... cere, am scăpat și o vorbă acum, copile, să nu crezi tu că eu sunt chiar la nivelul ăla, dar mă străduiesc, știi, ca să nu ne apese conștiința, dar lângă noi există o multitudine de oameni în Scriptură, bărbați și femei, familiști care au trăit de nota 10, care vor să ne dea sfaturi. Depinde dacă avem timp să-i ascultăm. Eu mi-am făcut timp să vorbesc cu Avram, mi-am făcut timp să vorbesc cu Isaac, cu Iacov, cu Iosif, cu Adam, cu Anania, am discutat cu bărbați, am discutat cu femei și am găsit, să știți, cu fiecare modalitate. Unii mi-au trimis faxuri, cu alții am vorbit la telefon, alții mi-au trimis SMS-uri, cu alții pe mail, dar am putut să vorbesc cu toți. Că sunt deschiși să vorbească cu mine și să mă învețe, că de asta apare în Scriptură. Haideți să fac un test cu dumneavoastră. Spuneți-mi o familie din Biblie la care i-ați dat nota 10. Avram și Sara. Ce zice surorilor? Sara era de nota 10. Știți unde îmi place mie despre Sara? În multe domenii, dar îmi place despre Sara când vine la bărbat și spune, Avram, ascultă-mă bine. Eu ți-am dat ideea. Ideea a fost a mea. Tu, ca bărbat, ai ascultat de mine, lucrurile au ieșit rău, doar se vede, vinovat ești tu, pune mâna și repară. Eu m-am gândit, dacă eram, ziceam, iubire, vrei să repeți încă o dată, să o înregistrezi, să se aude. Deci eu ți-am dat ideea, tu ai ascultat de mine, ai făcut cum am zis, lucrurile au ieșit rău, tu ești vinovat, pune mâna și repară. Deci, surorilor, Sara, e de 10 sau nu e de 10? Ce strict sunteți ca profesor.
Fraților, Avram e de 10 sau nu e de 10? Nici pe el nu. Adam și Eva, de nota 10, sunt sau nu? Iosif și Maria, sunt de nota 10? În sfârșit am găsit o familie. Păi după dumneavoastră... Vedeți, deja ați uitat ceva. Foarte important. De ce nu le-ați dat 10? Spuneți. Pentru că v-ați gândit că au avut și greșeli, așa-i? Nu vă spuneam mai înainte că a fi familist de nota 10 nu înseamnă om fără greșeală, nu înseamnă desăvârșit, ci înseamnă ce? Să trăiești la momentul respectiv pe măsura harului lui Dumnezeu investit în tine. Și dacă nu reușești atunci, vreau să vă spun un lucru extraordinar. Știți că există și pocăință de nota 10? Și uneori a fi bărbat de nota 10 și a fi femeie de nota 10 înseamnă să-ți dai seama că ai greșit, să te smerești înaintea lui Dumnezeu de nota 10. Eu țin mult la expresia aceasta, pentru că altfel toate le știți. Frate, e bine să ne smerim, e bine să ne pocăim, e bine... Da, dar noi ne pocăim oricum, ne smerim oricum, cum ne place, cum ne pică bine. Nu, toate acestea trebuie făcute de nota 10. David spunea, mă doare pentru păcatul meu. Mă doare pentru păcat, gem în mine, mă chinui lăuntric și apoi vin înaintea lui Dumnezeu. Fraților, bucuria de 10 vine în urma unei pocăințe de nota 10. Deci după mine și după dumneavoastră, nicio familie din Scriptură nu e de nota 10. Că noi ne gândim ca de săvârșire. Dar eu cred că de asta i-a pus Dumnezeu în Scriptură, că ei de foarte multe ori au fost de nota 10, iar când n-au fost de nota 10, Dumnezeu i-a pus acolo să ne arate că s-au pocăit de nota 10. Iar dacă nu s-au pocăit de nota 10, Dumnezeu ne arată să nu facem ca ei, ca să nu culegem consecințele pe care le-au avut ei. Deci e foarte important să avem modele. Dar ce modele? Că noi putem să ne uităm în reviste, putem să ne uităm la Hollywood, putem să ne luăm din mass media, sau putem să ne aducem aminte ca Avraam, ca Sara, care ce făcea? Nu-l numea Domnul meu. Nu-l numea. Am spus că ordinea Bibliei e foarte importantă. Ca Sara care era supusă și îl numea Domnul meu. Că altfel poți să-l batjocorești cu Domnul meu cât vrei. Domnul meu du-te, Domnul meu vine, Domnul meu, Domnul meu. Dar să nu fii supusă niciodată. Deci Sara era supusă și dacă ea era supusă, atunci în mod logic, pentru că sunt supusă, îi spun Domnul meu. Mărturia unui coleg. Doi tineri s-au îndrăgostit, e așa, unul de altul, dar el a luat așa un legământ înaintea Domnului că nu se căsătorește până la 50 de ani. Ia săraca ce să facă, l-a așteptat până a împlinit el 50 de ani. S-au căsătorit, e bine, s-au căsătorit, dar el mai are un fix din ăsta. El la modul serios așteaptă ca nevasta să-i spună Domnul meu. Ea nu le prea are cu Domnul meu. Și ne spunea colegul care îi cunoștea foarte bine, zice, ea a găsit o variantă așa de compromis și oarecum așa mai la mișto îi zice jupâne. Deci sora credincioasă îi zice jupâne, dar zice la el, e așa un fel de mângâiere că el se gândește la nivelul acesta, jupâne-i tot un fel de, dar ea când se va mai maturiza un pic va ajunge la Domnul meu. Și noi râdem toți că știm că poți să-ți bagi joc de cineva cu expresii biblice, așa-i? Nu, fraților, noi trebuie să ne uităm Sara la omul ascuns al inimii, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. De fapt, dacă să vă uitați în textul din Petru, o să vedeți că sunt comparate acolo două lucruri, dacă ești atent. Lucruri care sunt plăcute bărbaților, și care le fac pe femei atrăgătoare pentru bărbați și spune podoaba voastră să nu fie și când începe să enumere lucrurile, cam toate sunt lucruri care îi atrag pe bărbați. Și apoi Domnul spune, ci să fie omul ascuns al inimii care pe cine îl impresionează? Pe Dumnezeu. Și dacă vreți surorilor să fie un pic mai larg la inimă, așa cum vă place dumneavoastră, eu spun că cele două nu se exclud, dar există o ordine foarte clară. Căutăm întâi acele persoane, acele modele care ne pot da meditație cum să fim plăcuți lui Dumnezeu.
Și când suntem plăcuți lui Dumnezeu, da, trebuie să fim cât posibil și nu-i păcătos, plăcuți și înaintea oamenilor. Întrucât atârnă de noi, trebuie să trăim în pace cu toți oamenii. Să fim oameni între oameni, dar niciodată cu prețul de a nu fi plăcuți lui Dumnezeu. Putem fi familiști de nota 10? Da. Dacă înțelegem corect ce înseamnă să fii familist de nota 10, adică harul lui Dumnezeu turnat în mine, folosit la maxim, dacă sunt gata să muncesc, să investesc mult și în relație, nu numai așa în celelalte lucruri, dacă mă bazez pe puterea lui Dumnezeu, acea mare, dacă știu să iau meditații de la cine trebuie, nu-i rușinos? În general, oamenii înțelepți, să știți, sunt gata să asculte. Vă aduceți aminte de demnitarul din Etiopia? Și când Filip merge la el, și el, așa spunem noi, că era ministru de finanțe, nu? Când Filip merge la el și spune, domnul ministru, înțelegi și citești. El nu sare așa ca pe arul, nu ți-i rușine. Mă vezi prima dată în viață, pentru să-ți dau cartea de vizită, dacă nu știu cu cine stai de vorbă. Eu să nu înțeleg? Că sunt unii, dacă te duci la cineva să spui, frate, dumneata înțelegi și ai citit în Scriptură. Cu el? Te duci la un om și îi vorbești despre Iisus Hristos, îi arăți calea mântuirii. Lui să-i spui tu calea mântuirii, dar ce el nu știe? Și iată aici un om care cred că știa multe și spune unul străin, domnule, vrei să fiu sincer cu tine? Nu înțeleg. Tot citesc aici în carte, tot văd, dar nu pricep. Cine-i? Cum l-a dus la tăiere? Și Filip spune, stai că îți explic eu. E foarte important să spunem, da, ca soție, ca soț, ca părinte, pot să învăț. Știți cât putem învăța? Toată viața. Cineva a spus, înainte să mă căsătoresc, am avut 4 principii pentru creșterea copiilor. Acum am 4 copii și niciun principiu nu funcționează. Uneori asta este experiența vieții. Teoretic le știm pe toate, ne căsătorim și atunci, de ce să fiu umilitor să mă duc la cineva să spun, frate, poți să mă ajut, să mă înveți puțin? Cum să mă descurc? Că am ajuns de nota 3. Am crezut că o să fiu de nota 13, am ajuns de nota 3. Încă nu știe lumea, dar s-ar putea să afle imediat că am rămas repetent. Poți să mă ajuți, poți să-mi dai câteva meditații, pentru că văd că ești un om care poți să mă ajuți în lucrurile respective. Eu cred că este foarte important, dacă vrem să fim de nota 10, să nu uităm niciodată de modelul Hristos Biserică. Surorilor, îmi spuneți un mire de nota 10. Hristos. Deci, fraților, voi aveți de la cine învăța și toți avem de la cine învăța. Asemenea Lui. Și de la Hristos putem învăța în fiecare zi, El dă meditațiile gratuit, la orice oră. Foarte interesant, Hristos, mirele desăvârșit, își face programul după noi. Numai noi să ne facem timp să-L întrebăm. Acum, ce facem cu surorile? Dumneavoastră aveți un model în biserică. Este biserica de nota 10. Iar ne-am încurcat, așa-i? Știți ce ne încurcă pe noi foarte tare? Că suntem membri în biserică. Că poate dacă noi n-am fi membri în biserică, biserica ar fi de nota 10. Dar din moment ce și noi suntem membri, poate mai scade nota. Din nou, nota 10 nu înseamnă desăvârșită. Există o singură biserică desăvârșită. În cer, acasă, cu mirile. Până atunci, la nivelul harului lui Dumnezeu turnat astăzi pentru noi. Să fim găsiți credincioși. Acum, am o întrebare foarte, foarte importantă, că am amintit de biserică și asta se poate aplica și familie. Într-o biserică de nota 10, pot fi creștini de nota 7? Într-o biserică de nota 7, pot fi creștini de nota 10? Haideți să vă aduc aminte un pasaj din Scriptură. Totuși, spune cuvântul lui Dumnezeu, să iau unul așa repede, totuși, ai în Sardes câteva nume. Sardes, ce notă avea ca biserică? Haideți să citim. Îngerului bisericii din Sardes scrie, iată cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ce notă ai da unei biserici moarte?
Sper că nu-i dai notă de trecere. Nu poți să-i dai notă de trecere dacă este moartă. Dacă ar fi pe moarte, ai zice că e acolo la 4.75. Dar dacă e moartă, nu poți să-i dai notă de trecere. Deci biserica, la modul general, îți merge numele, reclamă, ai de notă mare, dar viața ți este moartă. Și după ce vorbește cu ei, versetul 4, totuși, în această biserică cu notă atât de mică, ai în Sardes câteva nume, puține, care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Ce notă aveau aceștia? 10, că aveau voie să umble cu Domnul și erau îmbrăcați în alb. Foarte interesant, într-o biserică cu notă mică, există oameni creștini care au notă mare. Știți la ce concluzie am ajuns? Că într-o familie cu notă mică pot fi membri în familie care să aibă notă mare. Familia pe ansamblu poate avea o notă mai mică, dar unii din membrii familiei, de obicei puțini, pot avea notă mai mare. Cum în familia voastră știți care are nota mare și mică, nu? Am o altă întrebare. Doi familiști de nota 10 pot face o relație de nota 5? Pot doi cântăreți de nota 10 să cânte de nota 5? Aduceți doi în față sau patru în față care toți vor să fie tenor, toți vor să fie bas, niciunul nu vrea să asculte celălalt sau fiecare vrea să dirigeze. Putem să luăm patru oameni care la modul individual să fie de nota 10. Patru contabili de nota 10 puneți împreună, s-ar putea să iasă scântei. Patru avocați de nota 10 la individual îi pui împreună, s-ar putea să iasă scântei. Nu vreau să zic de patru predicatori să-i pui împreună, că o să iasă bine. Dar s-ar putea, depinde. Depinde ce urmăresc. Că dacă vin patru predicatori buni, se întâlnesc la o mormântare și fiecare vrea atunci să mântuiască tot satul și fiecare vrea să predice mai lung și mai și mai, o să iasă acolo întergi, că unii s-ar putea să înjure, să spună, bă, ăștia n-au minte, două ceasuri, unde tâmpesc aici în soare, sau pot să meargă patru să se înțeleagă unul cu altul, să spună, hai să avem un mesaj, fiecare câte 5 minute un gând. Eu la început mă refer la asta, tu, ultimul spune, eu fac o aplicație, chem oamenii să dorească lui Hristos, patru oameni fac un lucru de nota 10. Și individual și împreună. Pentru că, vedeți, una este să lucrezi de unul singur. Și uitați-vă, sunt copii de nota 10, băieți de nota 10 și fete de nota 10. Se căsătorește, s-ar putea să iasă o relație de nota 6. De ce? Pentru că nu au învățat să lucreze împreună. Citești Biblia singur? Ea citește Biblia singură. Studiezi singur? Ea studiază singură. Sunteți de nota 10. Hai să facem un studiu împreună? Poate să iasă rău de tot. Pentru că și aici trebuie să învățăm să lucrăm împreună. Și câteodată problema ca biserică, ca familie mare, nu este fiecare în relația lui cu Domnul. Corintenii poate că n-au avut atât de mari probleme ei și Domnul. Știți unde erau probleme la corinteni? Când se adunau la oaltă. Creștini, poate de nota 10 în particular, mulți dintre ei, când se adunau la oaltă, nu știau cum să se organizeze ca și închinarea împreună să fie de nota 10. Și acum eu vă pun o întrebare. De ce credeți că Domnul în relația de familie a stabilit roluri? Pentru că altfel, dacă vorbim despre bărbați și despre femeie, oricât i-ar crește tensiunea cuiva, în baza Bibliei noi trebuie să spunem bărbatul și femeia înaintea lui Dumnezeu sunt ființe egale. Amin? Nu prea sunteți convinși. Cine l-a creat pe bărbat? Cine a creat-o pe femeie? Același Dumnezeu? Cu aceeași dragoste? Scrie în Geneza că i-a binecuvântat, dar pe el un pic mai mult, nu? În ce bază? I-a binecuvântat pe amândoi același Dumnezeu. Argumentul meu suprem, știți care este? Golgota. Dumnezeu a hotărât într-o zi să-l ierte, să-l mântuiască pe bărbat. Cât a plătit pentru iertarea unui bărbat? Fiul său, așa-i? A hotărât Dumnezeu să o mântuiască și pe femeie. Cât a plătit?
Nu vă supărați, eu nu știu multe, dar știu un lucru. Dacă e același preț, înseamnă aceeași valoare. Deci când vorbim de valoare, că le convine, nu le convine cuiva, e aceeași valoare. Dar aceeași valoare nu înseamnă la fel. Că eu dau 10 lei pe un kilogram de căpșune și 10 lei pe un kilogram de ouă. Nu spuneți că ouăle și căpșunile sunt la fel. Dau 20 de lei pe un kilogram de pene de gâscă și dau 20 de lei pe un kilogram de carne de porc. Nu spuneți că un kilogram de pene de gâscă și carne de porc sunt la fel. Nu, sunt egale ca valoare, dar sunt pentru cu totul altceva. Și unii se supără că noi spunem că bărbatul și femeia sunt egali, dar sunt egali. Dar creiați cu roluri diferite, foarte diferite uneori. Și dacă nu acceptăm rolul pe care ne-l dă Scriptura, în familie poate ieși un haos. Dacă nu acceptăm rolul bărbatului și a soției cum l-a stabilit Dumnezeu, s-ar putea să punem gândirea noastră, gândirea societății, influența altora, să ne jucăm de la o zi la alta, să fie un haos și nemulțumiți amândoi, dacă acceptăm rolul lui Dumnezeu. În acel rol, pentru că suntem binecuvântați, va veni armonia, unitatea și Dumnezeu spune o relație de nota 10. Așa că cercetarea noastră trebuie să fie în două direcții. Unu, ce fel de viață am trăit? Asta e trecutul. Ce fel de bărbat am fost? De ce notă? Ce fel de nevastă am fost? Ce fel de copil am fost? Ce fel de părinte, de bunic? Și putem să luăm toate domeniile în vieță. Student, de ce notă? Vecin, de ce notă? Angajat, de ce notă? Patron, de ce notă? Nu doar să ne propunem să fim patroni sau să fim angajați, să spunem, frate, eu vreau să fiu un angajat de nota. Asta spune Scriptura. Scriptura spune, dacă ești angajat, nu lucra pentru că stăpânul e bun sau rău, ci lucrează pentru că te vede unul care răsplătește la toți. Asta e și pentru patron, pentru toți. Există cineva care ne notează. Mă uit la trecutul meu și poate trecutul mă face să plec capul, să spun, Doamne, chiar nu mi-am pus problema până acum. Eu am fost mulțumit că e mai bine ca la alții, că e mai bine decât m-am așteptat și am zis oricum, am notă de trecere cu Domnul înainte, dar oare el, marele profesor, stăpânul, învățătorul, este mulțumit pentru că el investește de nota 10 în mine și așteaptă rezultate pe măsură? Și cercetarea neapărat trebuie să fie și în gânduri cu privire la viitor. Că putem pleca de aici să dorim o relație un pic mai bună. Și chiar să ne reușească și să fim super mulțumiți. Sau putem pleca de aici să spunem, Doamne, vreau să încerc un lucru cu Tine. Un lucru mare. Știi ce îmi doresc? Îmi doresc să fiu de nota 10. Îmi doresc să mă uit la investiția Ta în mine. Dacă ai investit puțin, nu te aștepta la mult. Și dacă Dumnezeu a pus în tine puțin, până la ora aceasta, nu încerca să faci ce fac alții cu o investiție foarte mare. La modul cel mai realist. Și poate ar trebui să spunem, Doamne, dă-mi Tu lumină să văd cât ai investit în viața mea. Că noi ne cam cunoaștem. Și în măsura în care Tu ai investit, dă-mi și putere ca ce ai investit în mine să fie folosit bine. Așa că, dragii mei, mi-am propus să vă fac o urare. Și urarea ar fi cam în felul următor. Fiecare zi ce vine să scoată ce-i bun în tine. Și fiecare zi ce trece să fie de nota 10. Prin harul lui Dumnezeu se poate. Și eu cred că aici își poate arăta Dumnezeu măreția. Niște oameni obișnuiți, cu unele slăbiciuni, dar niște oameni care se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Și dacă aseară vorbeam și despre iubire, și despre iertare, și despre bunătate, și despre multe alte lucruri, în seara aceasta mai adăugați trei cuvinte. De nota 10. Pentru că avem un Dumnezeu de nota 10. Avem har de nota 10. Dumnezeu
înspre noi întotdeauna vine cu lucruri bune. Orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl, slăvit să fie Domnul. Să fim și noi asemănători cu Tatăl nostru. Dacă El lucrează la un asemenea nivel, să învățăm și noi de la Tatăl nostru, nu oricum, nu că se poate și așa, ci să fie de nota 10. Vă mărturisesc cu bucurie că biserica a prins ideea aceasta. E adevărat, dacă o să veniți pe amvonul bisericii noastre, așa scrie mare, de nota 10. Dacă vă duceți la pupitru dirijorului, i-am lipit acolo, așa, de nota 10. Dacă o să vă duceți la cei care lucrează la stație și ne ajută cu amplificarea, ei știu, zice frate Iuga, de nota 10. Încercăm prin Harul lui Dumnezeu să ridicăm standardul pentru că a fi creștin, a fi copilul Dumnezeului Sfânt, mare și atotputernic, nu înseamnă a fi oricum, ci înseamnă a fi asemenea Lui. Harul este mare. Să folosim Harul cu înțelepciune ca Dumnezeu să fie mulțumit. Amin.